15 ianuarie, ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, este și ziua culturii naționale, o dublă ocazie pentru autoritățile locale de a organiza o serie de manifestări cultural-artistice. Unul dintre locurile în care vor avea loc evenimente este Centrul Cultural Eugen Ionescu. La ora 13 va fi vernisată o expoziție de grafică. Se va recita din nemuritoarele versuri ale poetului Nepereche, într-o atmosferă de epocă animată de muzică și personaje costumate în hainele acelor vremuri. Seara, cu începere de la ora 18 în sala de spectacole a centrului, vor fi prezentate un documentar despre Ziua Culturii Naționale și un scurt metraj de grafică și imagini din natură, iar corul Voces Primavera va susține un recital. Și Biblioteca Județeană Ion Minulescu din Slatina va marca cele două evenimente printr-o paletă bogată și variată de activități, care vor începe de la ora 8:30 și se vor desfășura pe tot parcursul zilei. Și aici vor fi expoziții de carte și de desene, proiecții video, se va cânta și se vor recita versuri. La manifestări vor participa elevi de la mai multe școli din municipiu.